Ei, dragi prieteni, astăzi la Dr. Planet avem așa inspirația de a vorbi despre oi. De a vorbi despre oi și despre oieritul pastoral și despre partea bună, partea mai puțin bună. Trebuie să știm, fiindcă este o emisiune despre cunoaștere și asta înseamnă că trebuie să știm. Trebuie să învățăm ce-i cu oaia asta și ce i s-a întâmplat ei. Și ce îi se întâmplă în continuare, ei și naturii înconjurătoare. Originea oii este undeva în Asia, în sudul Asiei, Asia Mică, în zone mai calde. Acolo oile au puțin, o anatomie puțin diferită prin depunerea de grăsime în zona posterioară a cozii. Sunt așa numitele rase de oi cu coadă grasă. Între care cea mai cunoscută, că a ajuns și pe la noi, este Karakul, rasa Karakul. În Afganistan este foarte, foarte prezentă. O oaie care rezistă la lipsa apei, la lipsa hranei, prin depunerea unei cantități mari de grăsimi în coadă. În țesutul adipos al cozii, care este dita mai pălăria de coadă. Și în zona posterioară fesieră, dar și coadă. Ele s-au adaptat cu ceva mii de ani în urmă, s-au adaptat și în zone, sau au fost aduse și în zone mai reci, unde, probabil odată cu caprele, unde s-au adaptat mai bine decât caprele la frig, la trecerea prin anotimpul rece. Fiindcă sunt genetic mai hirsute decât caprele și au o structură a lânii mai deasă, mai fină, s-a ajuns să se adapteze și să reziste mai bine la frig decât caprele, cum spuneam. Și să valorifice foarte bine zonele temperate, bogate în iarbă, bogate în hrană, dar bineînțeles cu această problemă pe timp de iarnă, atunci când trebuie să fie ajutate, hrănite pentru a supraviețui. Ele rezolvând numai problema păturii termice de protecție la frig. Oaia este între rumegătoare cea mai bombă dintre acestea, în sensul că este capabilă să digere și hârtie. Este o capacitate digestivă ce o depășește pe a vacilor sau a caprelor și alte rumegătoare, întrucât este adaptată să trăiască pe ținuturi foarte aride, foarte sărace și să mănânce absolut orice. Nu și buruienii, nu și flori, aici caprele sunt campioanele, dar tot ceea ce înseamnă celuloză, oaia este cea mai bună în a performa digestia, predigestia, cum spuneam într-un episod anterior, predigestia celulozei. Și din această perspectivă sunt cele mai bune, cum spuneam. Au ajuns în zona noastră, aduse, bineînțeles, de oameni, și a început să devină o sursă de venit, o sursă de trai, o sursă de întreținere și mai mult populațiile să se organizeze în activitatea lor pe timpul anului, funcție de necesitățile oilor. Și atunci ele sunt acum la sus la munte, că e vară, încă e cald, sunt sus la munte și pască acolo iarba de la munte, urmând ca să coboare progresiv, să pască ce mai găsesc prin fânețele lăsate de vaci, că vaca nu poate bărberi atât de scurt cum bărberește oaia fâneața, și după care să se retragă când vine frigul în stabulație, unde să fie hrănită din căpițele pe care gospodarii le pregătesc pentru iarnă. Și să mănânce cea mai proastă calitate de iarbă, fiindcă iarba de munte nu este foarte valoroasă nutritiv, este foarte valoroasă din punct de vedere a substanțelor antioxidante, fiindcă pe măsură ce se urcă în altitudine, grosimea atmosferei se subțiază, razele solare vin tot mai invadante, ne și bronzăm tare la munte, tot mai invadante în acest context, în acest decor, ca să zic așa, montan, se dezvoltă o cantitate mai mare de antioxidanți în corpul plantelor. Antioxidanți care sunt
foarte buni pentru protecție împotriva tot ceea ce înseamnă oxidații celulare până la cancer. Este vorba de tot ceea ce înseamnă distrugeri celulare, iar antioxidanții din aceste plante trec în lapte, în brânză și mai departe sunt căutați de noi. Deci din această perspectivă, oile de la munte care pasc la munte și care vin ușor în zonele submontane sau zonele mai joase și continuă să o facă, sunt bune prin faptul că ne furnizează o brânză foarte bogată în substanțe antioxidante, adică în fitosteroli, leucotriene și multe alte substanțe din aceste categorii protectoare ale metabolismului celular, ale efectului oxidativ a radicalilor liberi asupra componentelor celulare. Ei bine, există și un factor negativ, dincolo de acest teribil efect pozitiv cu antioxidanți, mai este și un factor negativ, iar acest factor negativ vine din efectul lor asupra biotei. Stau la munte și sperie vietățile ce ar trebui să aibă iarba de la munte la dispoziție, vietățile sălbatice. Stau la munte și acumulează numărul mare de prădători montani, urs în special, care, ce să vezi, când nu mai sunt oi, se apucă și decimează din populațiile sălbatice montane de erbivore. Stau la munte și în prăștie, pe pășuni, paraziți. Deseori ele nu sunt parazitate, sunt prezente în număr mare, sunt deseori stresate și stresate fiind imunitatea lor este scăzută și în număr mare prezente, cum spuneam, pot aduce paraziți și obișnuiesc să o facă, să aducă paraziți până în vârf de munte, paraziți care mai departe să treacă la vietățile ce cred că dacă sunt în vârful muntelui sunt fericite și libere de orice sursă infecțioasă. Ei bine, iată că nu, că urcă oaia până acolo și le aduce parazitul. Apoi mai depreciază, denaturează pășunea montană prin faptul că bărberesc scurt, ca giletul, ca să zic așa, și calcă mărunt cu piciorul lor foarte mic, distrugând rădăcina ierbii și defavorizând refacerea acesteia. Deci, și din această perspectivă, este nedorită la munte. Boli, paraziți, distrugerea pășunilor, acumularea în exces a răpitorilor. Toate astea, prezența omului, că oaia nu vine singură, vine cu o vietate care o păzește, mă refer la specia noastră, o vietate care are toate obiceiurile generatoare de zgomot, de disconfort pentru animale sălbatice și care se mută efectiv toată vara la munte, din aprilie până în octombrie târziu, se mută la munte și stau și deranjează acolo. Urcă cu măgarii, duc mâncare, coboară măgarii, sperie multe animale în drumul ăsta și fac ceea ce turiștii nu reușesc să facă și să polueze, cum spuneam, biologic, microbiologic, parazitologic, chiar și cu tot felul de plastice, tot felul de murdării și să dea un aspect trist muntelui. Deci există și un efect negativ. Noi ăștia care suntem mâncătorii de brânză ne-am înmulțit. Și suntem tot mai mulți dornici ca să mâncăm brânză din aia de la munte. Și bineînțeles că tentația noastră generează efortul crescătorului de a înmulți oile, de a duce cât mai multe oi sus la munte, de a face tot mai mare prăpăd ecologic prin pășunatul ăsta neecologic, pășunatul montan. Iată că din acest punct de vedere, pășunatul montan e de nedorit. Mai mult, pe măsură ce clima se schimbă și pe măsură ce se încălzește, oile coboară tot mai târziu de pe munte și uneori nu merg la stabulație cum ar trebui să o facă, ci merg pe pășunile submontane, pășunile mai joase sau vin până în Dobrogea și stau toată iarna libere pe iarba care crește la temperaturile foarte scăzute, într-o oarecare măsură. Oile sunt chinuite, sunt alergate, nasc miei pe frig și sunt exploatate doar pentru lapte. Doar laptele ne mai interesează, mielul tot mai puțin, lâna deloc, însă doar pentru lapte exploatarea le rentează. În aceste condiții în care nu-i mai pui mâncare în față, ci
le plimb de colo până colo, acumulând poluanți, acumulând gunoaie, împrăștiind cu paraziți, cum spuneam, cu boli și generând un disconfort ecologic sau un dezechilibru ecologic, un disconfort vizual, un dezechilibru ecologic pe tot ceea ce înseamnă biota păscută de aceste oi. Practic, oile vin și bărberesc totul, de la rozătoarele din sol deranjate până la căprioare, cervide, până la vietăți mai mici, până la înmulțirea prădătorilor. Deci, din punct de vedere biologic, această activitate nu este sustenabilă, nu este corectă și această activitate ar cam trebui, cel puțin pe anumite zone, să înceteze. Din păcate, este o presiune foarte mare a ciobanilor, o presiune foarte motivată financiar și care împiedică niște măsuri necesare de a fi luate, cel puțin pe zone de reconstrucție ecologică, de a îndepărta acest efect ce poate deveni catastrofal al ovinilor care pășunează. Există și varianta unor limitări multianuale, adică cu ani de refacere, cu zone de refacere, cu alternări, cu o mulțime de posibilități care ar trebui să fie și respectate, fiindcă, din fericire, paznicii pădurilor sunt câteodată cei interesați în comercializarea acestui produs alb care devine aur în mâna multora, respectiv brânza produsă de aceste oi. Iar caprele vin și completează, să spunem așa, distrugerea prin intratul în păduri, consumul de arbuști, de lăstari, de celelalte plante, flori care au un efect în menținerea unei biodiversități, a unei sănătăți a mediului și caprele vin, cel puțin în Dobrogea, și completează acest efect, acest decor și acest efect teribil al oilor. Capre care sunt tentante din cauza că având în dietă aceste buruieni, alcaloizii merg în lapte și sunt buni expectoranți pulmonari, au un lapte mai proteic și mai sănătos și au un mijloc de recoltare a acestui lapte mult mai igienic prin faptul că au glanda mamară mai puțin murdară, plină de păr. Și ăsta este un aspect important pe care medicii veterinari îl subliniază, faptul că numărul de germeni ce se obține la recoltarea laptelui de oaie este nesustenabil de mare, imposibil de redus la un nivel acceptabil și din acest motiv mulți oilor este permis doar cu derogare în anumite țări care fac. De exemplu, la noi în țară avem voie să mulgem, avem voie să vindem și brânză proaspătă. Grecii au voie să mulgă, dar nu mai au voie să vândă brânză proaspătă, ci numai maturată. Prin maturare se eliberează colibacilii, în special germenii cu un risc infectogen mare. La noi, în continuare, mâncăm brânză proaspătă de oaie, plină de colibacili. În același timp, sigur că sunt biologi, microbiologi și medici care spun că o anumită expunere continuă este imunogenă pentru noi, adică este sănătos să mai mănânci și, sau să te mai expui unui nivel de infecție cu colibacil ca eventual să nu ajungi la alte patologie. E și asta un punct de vedere, este interesant. În ceea ce mă privește, eu consum brânză proaspătă, evit oaia, dar de capră mănânc și de oaie câteodată mai mănânc, mai ales când e primăvara și este foarte, foarte tentantă, chiar dacă primăvara este cel mai de nemâncat brânza de oaie, întrucât scaunul lor al oilor este cel mai fluid în acea perioadă de ploi, de iarbă foarte udă și poate ajunge în lapte să polueze microbiologic laptele. Dar asta este situația, trebuie să le știm, să le învățăm, să vedem ce-i cu una, ce-i cu alta, ce-i bun și ce-i rău. Da, sunt bune antioxidanții, da, e bună brânza de oi, este sănătoasă, dar în același timp este și o catastrofă ecologică ceea ce fac ele la munte în special și nu numai pe pășunile și în zonele Dobrogei, plus că se denudează zone pentru a se face pășuni pentru ele. Ei, și după ce am fost pe munte și am văzut oile și după ce am fost pe munte și le-am văzut iarba și ce mănâncă ele pe acolo și pe gospodarul la care le strângea făneață pentru la iarnă, am venit la pensiune unde pe Paul l-am găsit, Paul Vaida, care este managerul acestei pensiuni și care, pensiune Brâncoveanu, bună seara, și care
care Paul ne povestește la un pahar de vin care nu e îndoit cu apă, ceea ce pentru mine este ceva neobișnuit, într-un foc, în fața unui foc care ne face să fim gânditori, romantici, dornici de a afla lucruri noi despre ce înseamnă viața la pensiune și ce înseamnă mai ales viața ciobanului care mergea cu oile și stătea cu lunile acolo sus la munte. Ce mânca el? Fiindcă Paul e bucătar. Din punct de vedere bucătar, te-ai gândit, zice, domnule, s-a dus ăla sus și ciobanul are și el un miel, îl frige pe grătar, face ceva. Dar nu e chiar așa. Ei, practic, trebuie să lucreze în momentul în care există această transumanță. Ei, aici, în această zonă, nu este vorba doar de oi în sine. Ei urcă chiar și vacile din cei care au fost aici în zonă. Da. Mi-au spus că și cu vacile urcă sus la munte, pe pășunile alpine. Și acolo totul depinde de cum lucrează ei producția, adică lapte și tot ce se poate face acolo. Există proprietari din zonă care lasă pe seama ciobanilor aceste animale și urcă cu ele pe pășunile alpine, le lasă încredințate și atunci odată la o săptămână sau în funcție de... Aha, vin și iau produsele. Exact, ei urcă. Vreau și eu 10 litri de lapte. Îmi face o bucățică de brânză de oaie sau o bucățică de brânză de vacă. Ei le iau și colectează. Deci, practic, în această perioadă, normal că există o bucățică de cărniță, ceva, care ei fac cu un grătar. Acum discutăm și de partea cealaltă. Câinii care sunt acolo, da? Și care ei trebuie să păzească, să fie acolo. Și ei mănâncă, care câini devin ovolacto, ca să le zicem așa. Aha. Adică există un zăr, există... Asta este o chestie pe care ei trăiesc în acest timp. Aha. Adică este un sistem așa, o ecologie complexă, da, exact, în care zero ajunge la câini, că nu urcă și cu porcii ca să le dea zero. Zero ajunge la câini, câinii stau și păzesc stâna respectivă, stâna care are și bovine și am văzut, am fost cu motocicleta în zona Lotru, munților Lotrului, unde am văzut o astfel de fermă de vaci. Am și întrebat, dom'le, dar nu vine ursul la vacile voastre să vi le șutească, ca să zic așa? Nu, zice, să vă că e animal mare, ursul nu este atât de periculos vis-a-vis de viței, mai ia, oi mai ia, dar cu vaca are oarecare reținere, da, e cam mare. Da. Și n-au avut probleme cu vacile și acolo o încheagă, pun în putinele cu pietroaie, cu destul de curat. Și de acolo vin proprietarii vacilor, că nu erau vacile lor, și își luau fiecare putinica corespunzătoare. Da, practic produsul finit, care ei practic când vin cu el acasă, tot mai există. Există un timp de macerare, este un timp de zvântare a produsului, da, respectiv, când, da, discutăm de o brânză proaspătă, care, da, trebuie să mai ia un pic de aer. Da. Când discutăm de o brânză de burduf care... Din potrivă, se fermenteze închis. Exact. Există beciuri în zona aceasta care sunt jumătate îngropate, jumătate... Să țină rece. ...la nivelul pământului, da. Aha. Ele sunt practic înconjurate de pământ, înăuntru sunt izolate cu lut și au doar un pic de aer care vine dintr-un gemuleț care Am înțeles. Există acolo. Și acolo e o fermentație lactică, acolo laptele, exact, da, laptele fermentează, formează un lactobacili, formează un mediu foarte acid și acel mediu foarte acid denaturează progresiv caseina, proteina brânzei și o face mai digestibilă, mai gustoasă. Multă lume zice, domne, este un miros ciudat. Acel miros este... cum să zic eu, ceva care tu îl simți pe moment, dar în momentul în care i-a ajuns pe paleta, da, da, și îl simți așa, deja îți dai seama că discuți de altceva. Este un pic acid, pișcăcios. Da, pișcăcios. Așa, da, foarte exact, fain, da. Da. E ceva care nu găsești. Da. Din contră, românul zice, dom'le, mă duc să cumpăr o brânză franțuzească, care la fel este maturată cu mucegai, cu așa. Cu clește pe nas. Și alte chestii. O mănânci cu clește pe nas, da. O brânză de-a noastră, de aici, din zonă. Adevărul că ele se contrapun, mirosurile și cu gustul se contrapune. Un gust foarte interesant. Este câteodată corespondent unui miros foarte, foarte pătrunzător și greu suportabil de către unii. În definitiv,
mirosul plus gustul egal savoare. Exact, da. Egal savoare, exact, da. Și ăștia care iau vinul, hai să ne cinstim puțin că mă uit la el așa și îl mirosim, îl gustăm și avem savoare. Ăștia care avem un pic de mustață, e chiar bună savoarea asta, fiindcă se menține. Da. Câteodată mă gândeam, cei care au barbă și mustață, ce dracu fac, se igienizeze, dar nu e numai de igienizare, este și savoarea menținută. Da, exact. Mă rog, mai glumim. Cert e că noi oamenii mulgem aceste animale, le urmărim în transumanță care este naturală. Această transumanță nu am inventat-o noi, nu noi le-am impus-o, ci dimpotrivă. Le-am studiat și am văzut că toate animalele, erbivorele sălbatice, au tendința de a coborâ iarna pentru a se putea hrăni și de a urca vara pentru a găsi ceva proaspăt. Proaspăt, pășunile alpine, exact, pentru a găsi și o oarecare intimitate reproductivă acolo, fiindcă ele primare se reproduc și au nevoie de un pic de liniște și urcă la pășunile alpine. Din nefericire pentru ele, liniștea asta că am dus și acolo, dar una peste alta, spuneam în preambulul emisiunii de faptul că dincolo de faptul că este foarte bună brânza, bune produsele naturale, antioxidanții, valoare nutritivă, valoare biologică, dincolo de toată această poveste, este și un impact ecologic important, în sensul că vin și aduc boli și vin și aduc tot felul de un impact negativ asupra sălbăticiunilor din zonele alpine, dar până la urmă asta este, suntem la un nivel la care considerăm că oarecare încărcătură este sustenabilă, este menținută sustenabil. Sunt și alte obiceiuri ale păstorilor, obiceiuri alimentare care ai putea să ni le prezinți? Da, cum să nu? În afară de această preparare care se face când există această transumanță, pentru că practic atunci este perioada în care se produce. Deci tu când te gândești, domne, aș vrea să mănânc o bucățică de brânză proaspătă, ea este în această perioadă de transumanță, să zicem undeva începutul lunii mai, da? Când în momentul ei urcă, da? Și cu oile și cu bovinele, și se întorc undeva sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Totul se face acolo, în natură, totul este natural. Nu există ceva pregătit proaspăt, exact cum discutăm, spre exemplu, despre pastramă, da? Care pastramă în această zonă este o formă de conservare. Preparat de aici, aici este originea lui, practic. Pastramă putem vorbi de porc, de vită, dar în momentul în care ai o zonă în care oieritul este foarte bine dezvoltat, discuți de pastramă de oaie. Când spui pastramă, te gândești la oaie. Da. Pastramă de oaie se poate face din orice. Ce înseamnă pastramă? Înseamnă sărat afumat, înseamnă maturat. Da. Practic, un berbecuț înseamnă ceva, un berbec undeva la un an jumate, ca și vârstă, sau mai este pentru necunoscători, pastrama de oaie, cum o zicem noi românii, noi zicem pastrama de oaie. Da. O fi oaie berbecuț. Până și oaia, până la urmă, trebuie să fie animalul care să nu fi avut pui, să nu fi fătat. Pentru că în momentul în care tu ai pui respectiv, ei încep să sugă, carnea animalului respectiv se întărește. Da. Se întărește de ce? Pentru că trebuie să se asigure că poate... Și pierde fluide. Da, și pierde, exact, fluide, pierde tot ce e mai bun, exact, devine ață, fibră, da. Nu mă mișcă oaia, fără să mai fie nimic, da. Da, și mai este foarte multă lume discută de, adică pastrama, toată lumea o vede ceva băgat într-o zeamă. Cum se spune la oile sterpe. Oile sterpe, da. Da. Alea care nu fac, în anul respectiv miei. Oaia lui Străbunica, da. De unde e pastrama asta? Din oaia lui Străbunica, da. Așa. Așa, gen. Multă lume se gândește la faptul că, domne, aruncăm o carne într-un fel de zeamă și după aia... Nu e așa simplu, crești. Da. Da, da, da. Într-un episod următor în care vom vorbi despre gastronomie, o să insistăm asupra modului de preparare acestei pastrame. Ce vreau să vă spun este că acest oierit pastoral este generator de miel consumat de Paști, nu are legătură cu sărbătoarea religioasă, ci pur și simplu de o reducere a numărului de miei pentru a asigura o cantitate de lapte și de a îndepărta miei de culoare închisă, fiindcă lâna de culoare închisă era nedorită.
Și mai ales de a îndepărta masculii, băieții miei masculi din efectiv. În felul acesta se regla puțin efectivul și oile care erau alergate de sus până jos la munte duceau un singur miei, fiindcă fătările gemelare deseori erau nedorite în acest oierit pastoral, care nu se practică numai în România, care se practică și în Scoția, care se practică și în Asia, care se practică într-o măsură mai mare decât la noi, care se practică și în Lesotho, în Africa, se practică peste tot acest fenomen pastoral de a aduce animalele spre zonele de hrană conform migrației lor naturale. Că asta înseamnă oierit pastoral și asta înseamnă transhumanță. Înseamnă schimbarea mediilor în funcție de anotimpuri. Este un fenomen foarte natural pe care păstorii nu au făcut decât să-l observe. A fost un nou episod Dr. Planet în care am prezentat rolul, rostul și bucuria și părțile mai puțin interesante, mai puțin bune ale oieritului pastoral. Rămâne să ne vedem în alte episoade ulterioare și ca preambul cu domnul Paul o să vorbim despre gastronomia pastorală care este bogată, sănătoasă și merită să o știți într-un episod viitor. Astăzi te ducem într-o zonă despre care sigur ai auzit, dar care are ceva în plus, comuna Moieciu, din județul Brașov. Locația este așezată pe drumul către cheile Grădiștei și perspectiva este dublă, Piatra Craiului pe o parte, Bucegii pe altă parte și ochii văd gospodării ale oamenilor din zonă care trăiesc așa cum au făcut-o ei de mii de ani aici în această zonă. Este o locație nouă, dar totuși cu o vechime și o apăsare. Se numește Brâncoveanu. O locație pe care am deschis-o mai mult pentru evenimente, dar nu numai. Este o locație în care fiecare dintre dumneavoastră poate veni să se relaxeze, să facă întâlniri cu familia și cu prietenii. Turiștii revin la Garden Resort în proporție de 70-80%. Turiștii nu sunt doar niște persoane care vin, se cazează și pleacă, sunt prietenii noștri. Asta este ceea ce vreau eu să implementez. M-aș vrea eu să fiu primită atunci când mă duc undeva. Găsesc o echipă care stă la dispoziția lor 24 din 24, găsesc suflet. Casa lor departe de casă sau casa lor de la munte. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, dacă v-am convins prin vorbe, sper să ne fiți clienți și la sfârșit să devenim prieteni.